Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Tendințele ne îndeamnă spre organizare, informare și sistematizare a lumii înconjurătoare. Noi tindem, duminică de duminică, să fim alături de voi, ascultătorii noștri fideli. Astăzi vă propunem o gamă largă a celor mai importante evenimente din mediul militar care s-au desfășurat în săptămâna curentă. De asemenea, la desert aflați care sunt cei mai talentați soldați din brigada Ștefan cel Mare din capitală. Iar tinerii care sunt în pragul de a depune dosarul la proba de admitere la Academia Militară Alexandru cel Bun vor fi informați despre programul concursului. Așa că fiți alături de noi, Aurica Mirca, Tatiana Cocerva și nu ratați detalii! Bună ziua! Un contingent al Armatei Naționale, format din 38 de militari, participă în perioada 19 iulie-1 august curent la exercițiile multinaționale Rapid Trident 2015 și Saber Guardian 2015, desfășurate pentru prima dată simultan la Centrul Internațional de Menținere a Păcii Yavorov din regiunea Lvov, Ucraina. Astfel, în cadrul aplicațiilor, militarii din 18 țări își vor testa interoperabilitatea la capitolul planificare și organizare a misiunilor specifice operațiunilor de menținere a păcii. Ofițerii și subofițerii Armatei Naționale vor executa, alături de colegii lor din alte armate, acțiuni la posturile de observare și punctele de control, patrulări pe jos și pe mașină, chemarea focului de artilerie, marșul tactic pe mașini, acțiuni de neutralizare a dispozitivelor explozive improvizate, acordarea primului ajutor medical și operațiuni de securitate. Rapid Trident este un exercițiu multinațional de menținere a păcii în spiritul parteneriatului pentru pace, la care Armata Națională participă din anul 2007. Ministrul Apărării în exercițiu, Viorel Cibotaru, a avut o întrevedere cu directorul programului Controlul Exporturilor și Securității de Frontieră ale Statelor Unite, NAN5. Părțile au discutat despre colaborarea Republicii Moldova cu Statele Unite în controlul comerțului strategic, domeniu prioritar pentru sectorul de apărare și securitate din țara noastră. Agenda întrevederii a cuprins subiecte referitoare la inițierea unor noi oportunități de cooperare în scopul acordării sistemului de control al comerțului strategic al Republicii Moldova la standardele internaționale, inclusiv la cerințele rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU. Ministerul Apărării este parte a sistemului de licențiere a mărfurilor strategice. Șeful statului major general al Armatei Române, generalul locotenent Nicolae Ionel Ciucă, a efectuat o vizită oficială în Armata Națională. În cadrul unei întrevederi cu ministrul apărării în exercițiu, Viorel Cibotaru, oficialul militar român a menționat dialogul constructiv în domeniul de apărare dintre Republica Moldova și România. Acesta a reiterat disponibilitatea părții române de a continua implementarea proiectelor comune și participarea împreună cu militarii moldoveni la exercițiile multinaționale și bilaterale. Totodată, părțile au discutat despre procesul de reformă a Armatei Naționale și contribuția României la ajustarea sistemului de apărare din țara noastră la standardele occidentale. La fel, în cadrul vizitei, generalul locotenent Ciucă s-a întâlnit cu șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Gorgan și corpul de comandă al Armatei Naționale. Discuțiile s-au axat pe exercițiile planificate pentru anul 2015 și extinderea acestora pentru anul viitor. În timpul aflării în Republica Moldova, delegația militară română a vizitat Brigada de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, precum și Centrul de Instruire Militară al Brigăzii Moldova, unde a asistat la desfășurarea antrenamentelor din cadrul exercițiului Efort Comun 2015. Colaborarea moldo-română în domeniul militar a demarat în decembrie 1992. Eveniment de mare amploare la Bălți. Circa 500 de militari din Republica Moldova, Statele Unite, Polonia, Georgia și România au participat la exercițiul multinațional Efort Comun 2015. Evenimentul a fost găzduit de către Centrul de Instruire Militară al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. Militarii participanți au executat misiuni la 21 de locuri de instruire, inclusiv controlul mulțimii, patrularea,
deplasarea pe câmpul de luptă, acțiuni la punctul de comandă și observare, elemente de asigurare genistică a trupelor, evacuare medicală, dar și trageri de luptă. Maiorul Marcuța, responsabil de planificarea acțiunilor din cadrul exercițiului, a relatat programul de activitate a participanților și despre situația desfășurării acestuia. S-a stabilit că mai multe țări vor participa în cadrul exercițiului cu anumite contingente, care noi am reușit să le integrăm într-o companie multinațională. Deci avem contingentul Statelor Unite, care au venit cu militari de specialitate artilerie, avem militari la fel ale Statelor Unite de specialitate de infanterie, avem polonez de specialitate apărare antiaeriană, avem contingent de nivel pluton din România, infanterie, și am încercat și am reușit chestia, integrarea într-o companie multinațională întărită, și jucăm cu această companie într-un teatru de operațiuni de menținere a păcii, cu fazele care sunt specifice, antrenamente înainte de misiune, pregătire către misiune și careva momente care ar putea fi întâlnite, bineînțeles, în operațiuni de menținere a păcii. Cum se descurcă militarii din toate contingentele? Au găsit limbă comună? Au reușit cooperarea? Au ca scop principal toate exercițiile multinaționale pentru stabilirea unor puncte de referință după care se poate lucra, a unor reguli de angajare comune, a unor SOP-uri, a unor proceduri standarde de operare în comun pentru acțiunile ulterioare prin cooperare și coordonare între ele, între state, între armatele altor state. Și în cadrul exercițiului dat, noi am reușit să stabilim regulile de comun acord, regulile de implementare a efectivului în diferite acțiuni, cum ar fi la checkpoint, acțiunile în comun, acțiunile în comun la patrulare, acțiunile în comun între contingentele Statelor Unite, Moldova și România, fiind ca infanteriști în tabără, la controlul mulțimii cu scuturi, la grupa de reacție rapidă, la sprijinul companiei la necesitate de către subunității de artilerie. Exercițiul a unit eforturile mai multor contingente militare, realizându-se un schimb de experiență benefică pentru participanți. Iată ce ne spune reprezentantul efectivului din Statele Unite în acest sens. Yeah, it's been very great. A fost o cooperare foarte productivă. Am avut plăcerea de a conlucra în aceste două săptămâni, în special cu comandantul batalionului aruncătoare de mine. A fost o cooperare cu schimb de experiență ca mixaj. Am schimbat funcțiile între părți, cei din Armata Națională au participat în grupurile de aruncătoare de mine din Statele Unite și viceversa. A fost un exercițiu cu succes. Sunt pentru prima dată în Moldova, o țară frumoasă, un popor frumos. Voi reveni cu prima ocazie. În cadrul exercițiului Efort Comun 2015, Armata Națională a detașat militari din Batalionul 22 de menținere a păcii, Brigada de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, Batalionul de Transmisiuni, Centrul de Comunicații și Informatică, însă și din Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Scopul antrenamentelor este testarea interoperabilității genurilor de armă, precum și schimbul de experiență dintre militarii moldoveni și militarii statelor participante. Mă numesc Stanislav Pavalian, sunt cursant Academiei Militare Ștefan cel Bun, anul 4. Ce funcții îndeplinești tu în cadrul exercițiului Efort Comun 2015? Cadrul aplicației dețin funcția de comandant de grupă, acționez în cadrul unui pluton, având misiunea ca curățirea încăperilor de inamic și obținerea unor informații strict secrete ale noastre. Cum colaborați cu colegii din Statele Unite, cu celelalte contingente? Ne înțelegem foarte bine, mai mult ei pe noi ne învață și iau mai multă experiență în acest domeniu. Noi avem ce învățat la ei. Este o practică pentru noi foarte bună, suntem mulțumiți. Se deosebesc cumva standardele lor de ale noastre ce privește realizarea misiunilor? În principiu, aceleași metode, însă puțin se diferențează, deoarece ei au o lor tehnici, noi nu avem așa multă experiență și avem ce învăța. Caporal Fedotov Artem, din Batalionul 22 de menținere a păcii. Care este sarcina ta în cadrul acestui exercițiu? Ce misiuni îndeplinești tu? Eu îndeplinesc misiunea de servant cu bule. Și misiunea mea adică este încărcarea bombei și reglarea bulei. A fost dificil până acum exercițiu? Nu, n-a fost dificil. Am făcut un schimb de experiență cu colegii americani. Ei au tras din aruncătoarele noastre, noi din ale lor. Din care armament este mai greu să tragi? Din cel american sau din armamentul nostru? A nostru. E mai dificil, dar oricum. E deprins. Să mănuiești bine. De aceea își faci schimbul de experiență. Noi luăm de la ei ce e mai bun, ei de la noi. Ce ați învățat de
la ei? Ei, în primul rând, altfel trag, altfel modelul de aruncător. Ce ați învățat voi pe ei? Pentru ei a fost dificil, adică nu este așa de mobil ca la ei. Adică aruncătorul ei este în transport, la noi îl punem pe poziție în manual. Pentru ei ne obișnuim. Exercițiul multinațional Efort Comun 2015 s-a desfășurat în perioada 12-24 iulie curent. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Start admitere 2015. Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun a întâmpinat candidații dornici de a-și face o carieră militară. Emoționați și plini de speranță, au colindat pe coridoarele cazarmelor și a sălilor de studii, însoțiți de către superiori. Până în ziua admiterii, tinerii au trecut un control medical select, lucru important pentru un militar în Armata Națională. Și asta nu e tot. Pe lângă faptul că au făcut cunoștință cu viitoarea a doua casă, Academia, participanții care au depus dosarele la concurs au susținut și probe. Pentru anul de studii 2015-2016, admiterea se va desfășura în două tururi, șansă pentru cei care au ratat ocazia din primul tur. Mai multe detalii în reportajul ce urmează. Iar dacă nu cunosc rezultatele concursului de admitere, colonelul Mihail Bucliș, rectorul Academiei Militare, a reușit deja să instruiască viitorii studenți. Comandantul le-a făcut o prezentare amplă despre infrastructură, regim, echipament și studii. Le-a făcut cunoștință cu drepturile și obligațiunile unui militar. Aici avem blocul administrativ, unde este statul major al Academiei și la etajul 2 și 3 punctul medical și studenții anului 3 și 4. Iar în spatele dumneavoastră este blocul de instrucții, unde sunt facultățile, catedrele și sunt studenți, cazați studenții la anul 1 și 2. Dumneavoastră, de asemenea, anul 1 și 2 o să fiți la condiții de cazarmă, ca soldații Armatei Naționale, iar anul 3 și 4 o să locuiți în cămin, de acum în condiții mai deosebite. În anul 1, dumneavoastră, o să aveți ieșiri vineri, sâmbătă, duminică în funcție de reușite, iar anul 3-4 este ieșire liberă în fiecare zi, dar de asemenea reușim și din reușita care a s-o acumulat. Abiturienții au fost supuși testului de inteligență și proba la pregătirea fizică. Selecția acestora este una riguroasă, mai ales a fetelor, care sunt într-un număr mai mare în comparație cu anii precedenți. Locotenent colonel Gheorghe Țurcanu, șef secție management educațional, a relatat despre conținutul probelor, însă și despre avantajele studiilor în academie. Testul a inclus 60 de întrebări din domeniu istorie, limbă română, matematică, fizică și logică. Practic toți 100% au luat note pozitive. Astăzi se desfășoară cu dânsii proba la pregătire fizică. Unii sunt testați la bărbați la alergări la 100 de metri, alergări la 3000 de metri, ridicare la bară și ridicarea trunchiului. Fetele sunt testate la alergare la 100 de metri, alergare la 1000 de metri și ridicarea trunchiului. Observăm un entuziasm foarte mare, mai pronunțat, hai să spunem așa, la partea feminină, dat fiind arată și rezultate că să avem 3 domnișoare la un singur loc, dânsele, desigur, concurența e foarte mare, la bărbați un număr puțin mai redus, dar organizăm și turul 2 pentru probe de admitere și acolo desfășurăm diferite activități, motivăm tinerii și de-amă avem candidați potențiali și o să reușim să admitem numărul care ne l-am propus nou. Se vede că îi motivăm la nivel de țară, la nivel de armată, însă și promovarea imaginii Armatei Naționale și instituției noastre este, cred că, foarte benefică pentru societatea civilă și de ce este atractivă instituția noastră și pentru această categorie, deci pentru domnișoare. De ce vor beneficia studenții în Academia Militară? Cazarea, studiile, hrana, echipamentul sunt gratuite. Mai departe, fiecare absolvent este asigurat cu loc de muncă, respectiv pachetul întreg social, salariul desigur este atractiv în comparație cu alte structuri, desigur spațiul locativ de serviciu și alte beneficii de care ne ducem noi militari conform legislației în vigoare.
Candidații văd studiile militare o oportunitate, mai multe facilități incluse într-un pachet social gratuit. Astfel, studiile, cazarea, echipamentul și alimentarea în Academia Militară Alexandru cel Bun sunt gratuite, iar la finalizarea studiilor, absolvenților li se acordă gradul primar al corpului de ofițeri, cel de locotenent, permis de conducere categorie B, precum și loc de serviciu în una dintre unitățile militare ale Armatei Naționale. Cariera militară mi-am dorit din nimic să fac un bărbat adevărat de VIE. Perspective sunt mai multe. Aici la Academie se învață în două specialități, la urmă și permis de conducere, de disciplină, toată vremea, în formă, mințe. Ce specialități ți-ai ales? Eu am ales infanterie. De ce anume? Aici e mai mult efort fizic. Ești atras mai mult de tehnică? Da. Cum ți s-au părut probele de inteligență, probele sportive? Ai făcut tu față? Crezi că vei fi admis? Cred că am să fiu admis, că l-am dat pe probă. Nu, te consider destul de bun. Toți trebuie să facă armata ca să devii un bărbat adevărat. Da, astăzi ești la proba practică sportivă. Cum ți se par probele? Cum crezi că ai evoluat până acum? Cred că probele sunt normale. Cred că bine. M-am stărit din puteri că îmi place sportul și vreau ca să câștig acest concurs. La partea de inteligență, ce întrebări ați avut și cum te-ai descurcat în cadrul acesta? Au fost diferite întrebări. Eu cred la transmisiuni a fost mai mult din fizică. M-am descurcat bine, am luat nota 8. Cred că e destul de bine. De ce ai ales domeniul militar? Îmi place sportul și ordinea îmi place și am ales aceasta ca să devin și un mai ordonat. Ați făcut o excursie aici prin aule, prin cazarmă. Cum ți s-au părut condiții? Condițiile sunt bune, așa, de la început e bine. Luat cheile în oraș Râșcani. Luat prima dată în viață, cred că masa la o cantină ostășească. Cum ți s-a părut ție? Deci, pentru un militar, eu consider că destul de bine. De ce tu ai ales să faci carieră în domeniul militar? Bunea mea odată a fost general și eu am fost prin rândurile lor. De asta și-am vrut. Ieri ați avut proba de inteligență, astăzi proba practică. Cum ți s-au părut și cum te-ai descurcat? Destul de bine. Eu cred că probele pentru fete sunt mai ușoare, dar fetele nu sunt așa de pregătite fizic cum băieții, așa că destul de normal pentru fete. Să înțeleg că concursul este mai mare la fete. Sunteți mai multe domnișoare care doriți să faceți domeniul militar. Cum vezi acest lucru? Ai văzut concurență mare? Este concurență și aș vrea ca Ministerul Educației să dea mai multe locuri pentru fete decât pentru băieți. Vind că fetele tot vor să facă academie și nu vreau să facă discriminare între fete și băieți. Totuși, noi nu avem discriminare în țară și este democratic. Că atunci vas dai locuri așa pentru fete, și băieți. Nu ți-ar fi greu să renunți la machiaj, la ceea ce este frumos pentru domni? Nu. Să înțeleg că îți place uniforma militară, disciplină? Da, cum și băieți, așa și fete, n-am probleme cu acesta. De ce e important ca tinerii să facă studii militare? Dezvoltă dragostea de patria, asta în primul rând, și într-al doilea rând caracterul, durabilitatea la caracter asta. Printre tinerii care au susținut bacalaureatul sunt unii dintre cei care vin după ce au efectuat serviciul militar în termen, într-o unitate militară. Oferta atractivă rămâne a fi gradul de ofițer. Sergent inferior, cașcaval vitale. De unde e dorința asta de a face armată, de a face studii militare, de a-ți alege în general în viitor o carieră în domeniul militar? Cestet, nu știu, când eram mic am avut un vis să fiu militar. După aia visul ăsta a fost spulberat, s-a pierdut. Am ales o altă profesie, am învățat. După aia, când m-am trezit, am vrut să fiu militar. M-am încorporat în forțele armate, după care am venit aici să-mi continui studiile și să devin ofițer. Ce-ți dorești după finisarea studiilor, în caz că vei fi admis? Doresc să mă întorc înapoi în brigada unei infanterii motorizate, cu nouă experiență. Academia Militară Alexandru cel Bun este unica instituție militară de învățământ superior din Republica Moldova. Turul 2 pentru proba de admitere se va desfășura în perioada 28-31 iulie curent. A fi apt de o pasiune și a nu o trăi te face incomplet și limitat, spunea Oscar Wilde. Cu adevărat, pasiunile sunt cele care ne definesc caracterul, personalitatea și capacitățile de a realiza lucruri frumoase. Aceeași undă verde de pasiune am întâlnit-o și în cadrul armatei. Soldații, pe lângă pregătirea fizică și alte elemente care fac parte din programul zilnic, mai au și alte ocupații. Vorba aia, fiecare cu talentul său. În brigada Ștefan cel Mare din Chișinău sunt tineri talentați.
talentați, deoarece, pe lângă sport, muzică și lectură, ei atât creează cât și colecționează lucruri impresionante. Soldații ne-au întâmpinat cu muzică de sărbătoare. Mulți dintre soldații din brigada a doua sunt pasionați de instrumentele muzicale: pian, fluier, acordeon, trompetă și tobă. Fiecare dintre ei au în spate o experiență bogată în acest domeniu. Spre exemplu, soldatul Ciprian Dragomir s-a împrietenit din clasa a doua cu acordeonul. A participat la concursuri internaționale cu orchestra de muzică populară și dansuri moștenitorii în mai multe țări, printre care Turcia, Italia și Estonia. A moștenit talentul de la tatăl său, care este toboșar. Pasiunea mea s-a început acum 8 ani de zile, eram clasa a doua la școală și i-am spus lui tata să mă dea la școala de muzică. Și el a zis că la ce vrei să cânti? Zic acordeon. Deci, tata, ne ducem mâine la școală, să întrebăm directorul că dacă se poate din clasa a doua, dacă nu, intra a treia. A fost la director și mi-a spus din septembrie să veniți. Am luat 4 ani de zile și când am început în clasa a cincea, am început a cânta și la țambal și după asta 4 ani încă în fanfară, totodată. Și 2 ani am cântat în orchestra de muzică populară și dansuri moștenitorii. A început, mi-a părut greu, că nu știam note, nu știam nimic atunci, dar de acum 3 ani mai ușor. Ce e important să știi un acordeonist? Important e să știi notele, să știi cel mai mult acompaniment, să cânti ca pe vine mai ușor. Anunț, cum mă trăi, depinde, se-ați vrea el. De ce ai ales totuși până la urmă armată și nu te-ai dus cu muzica, având atâția ani în spate învățând? Ales că fac o bucurie și în ea și la părinți și toți frații care am avut, nimeni nu a făcut armată și zic de măcar eu să fac. Un alt îndrăgostit de muzică a insistat în fața mamei pentru a merge la o școală muzicală. Zis și făcut, soldatul Ruslan Balan a absolvit Colegiul de Arte Nicolae Botgros din orașul Soroca. De 7 ani cunoaște trompeta, iar pe lângă aceasta a deprins și celelalte instrumente aerofone. M-am dat la trompetă și știu la alte instrumente aerofone. Am fost în țara vecină și am cântat, am luat primul loc în București. Și acum cânti la zi de naștere în familie, da, la sărbători. Ce condiții sunt pentru a putea cânta la trompetă, să fii într-un petist bun? Trebuie să ai respirația bună, buzele, dinții, să nu fumezi. Sportul este viață, viața este sport. Unul dintre susținătorii acestei afirmații este sportivul Roman Codreanu, care practică kickboxing-ul. Îndrumat de către tatăl său pentru a urma calea sportului, soldatul a obținut mai multe succese în acest domeniu. Timpul în armată nu-i permite un antrenament performant, însă nu duce lipsă de acesta în totalitate. Dorește să rămână în armată pentru a activa în calitate de antrenor pentru generațiile următoare de militari. Soldat Roman Codreanu. Îmi place sportul din mic copil. Tata m-a îndrumat să mă ocup cu sport și am luat la fotbal 4 ani, pe urmă kickbox. Am mers la întrecere la Orhei, că am fost cupa primarul Orhei anul trecut, am luat locul întâi. Am avut posibilitatea să plec peste hotare, dar starea financiară am spus să primesc. Și aici în armată tot practici sau de când ai venit ai lăsat? Când am venit nu am posibilitatea să avem puțin timp, poate viitor, vreau să urmez acest tip de sport. După ce termin serviciu militar, ce faci? Cred că o să rămân cu contract tot aici, în brigada a doua, Ștefan cel Mare. Pe viitor poate voi fi și eu un antrenor pentru generația viitoare, pentru militari. De ce e important ca oamenii să facă sport, să se ocupe cu sport? Sport este viață, trebuie să dezvolte fizic, ajută foarte mult pentru sănătate. Un colecționar, însă evident nu este cel din romanul lui John Fowles. Este soldat Dolban Alexandru, care a moștenit pasiunea bunelului de a colecționa monede. Deține peste 700 de monede de diferite mărci. Acestea și-au locul într-un album pe măsură. Cu multă meticulozitate le studiază și le îngrijește. Potrivit tânărului, în memoria bunelului va păstra tradiția de a transmite colecția moștenire din generație în generație. Cât despre armată, Alexandru i-a mărturisit căci prietenii i-au servit model în alegerea carierei militare. Se simte bine aici și își dorește să rămână pe contract în brigada respectivă. Monedele au rămas de la bunelul. Avea o colecție nu prea mare și s-a întâmplat ca aceasta să-mi rămână
mie, deoarece mi-a oferit o parte din ea. În colecția mea sunt diverse monede. Sunt monede românești din anii 20, anii 30, rusești, monede de pe timpul Elizabetei I, monede italiene și monede germane din anii 70. Unele mi le-au dorit prietenii, unele le-am cumpărat. S-a întâmplat și să le găsesc. Când prietenii au fost peste hotare, mi-au mai adus. La moment dețin peste 700 de monede. Cele mai recente care și-au făcut loc în colecția mea le-am primit când am fost ultima dată în concediu. 2 lei românești din anul 1924. 2 lei românești, 24 gata. Soldatul Vitali Iaron își modelează timpul cu obiecte din plastilină. Cu mâini dibace, în timpul liber sau chiar a serviciului militar, sculptează cu un cuțitaș în plastilină, iar rezultatul este uimitor. Nu are o colecție mare, însă a reușit să încânte anturajul din cadrul armatei, fără a avea un lucru anume care l-ar inspira. Imaginația de moment își face efectul. Mă numesc soldat Aron Vitali, compania cercetare, brigada 2 infanterie motorizată, fac serviciu militar de 9 luni. Ai o pasiune interesantă de a modela lucrurile cu plastilină. De unde ai deprins această pasiune? Timpul liber îmi place să fac ceva și asta a fost. De când practici acest hobby? Poate un an, doi, poate și mai mult. Fac permanent asta, numai când este timp liber sau când n-am ce face asta. Ce obiecte ai în colecția ta? De exemplu, cum sunt în serviciu militar, fac ceva legat de ce mă ocup eu. Și până acum ce ai creat? Am făcut un ofițer, mănăstire, diferite obiecte, chipuri de om, de animale. Ai făcut și vreo un chip de fată? Da, am făcut și un chip de fată, mă chiar cam tristă. Și de ce tristă? Ce așa s-a primit. Ce ustensii sunt necesare pentru a lucra? Am nevoie de plastilină, un cuțitaș, imaginație foarte bogată. Pasiunile ne fac viața mai frumoasă, plină de sens și conținut. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Luați aminte, dragi ascultători, destinul nu este legat de noroc, este mai degrabă legat de alegere. Nu este un lucru pe care trebuie să-l aștepți, este mai degrabă un lucru care trebuie realizat. Alături de voi au fost Aurica Mirca și Tatiana Cocerva. O zi frumoasă de duminică, pace în suflet și în casă. Pe curând!